Bună dimineața! Astăzi începem cu un set de exerciții simple pentru începători și primele exerciții vor fi pentru mușchii pectorali și pentru triceps. De fapt, acum voi vă prezenta un set de 3 exerciții care vor implica mușchii pectorali și tricepsul. Primul exercițiu. Poziția inițială, corpul drept, brațele la o distanță egală unul de la altul și începe mișcarea. Deci, în mișcarea finală trebuie să fie un unghi mai mare de 90 de grade. În poziția finală, mușchii pieptului, mușchii pectorali, da, au posibilitatea de a se întinde, ceea ce înseamnă că putem să pompăm o capacitate mai mare de sânge acolo și să-i lucrăm mai eficient. Exercițiul respectiv se execută în 3 seturi, a câte 10-12 repetări. În acest exercițiu sunt implicați partea de sus a mușchilor pectorali și tricepsul. Deci acest exercițiu se execută în jur de 8-12 repetări. Acum, al doilea exercițiu este practic la fel, doar cu o mică schimbare. Adică dacă deja ați făcut o săptămână, două, varianta care am prezentat-o, acum puteți să treceți la varianta a doua. Este un pic mai complicat, deja când ați aveți un pic de experiență, dar după 2-3 săptămâni. Se execută la fel, doar că în faza finală, iată cum Denis ne arată, face o pauză, da? 1, 2, 1, 2. În poziția finală facem pauză de 2 secunde. Haideți să mai arătăm încă o dată, da? Deci, 1, 2 și poziția inițială. Acest exercițiu îl veți face undeva după 2 săptămâni. Și al treilea exercițiu pentru mușchii pectorali este un pic mai avansat și se execută doar cu o mână. Atenție la mișcări, vedeți? O mână este dreaptă, un braț este drept și altul se îndoaie, ca în mișcarea precedentă. În felul ăsta noi punem accent doar pe un pectoral. Din ce cauză se face acest exercițiu? Spre spunem că sunt persoane la care lipsește un pic, da? din mărime la un pectoral, în felul ăsta el poate compensa această diferență. Deci asta sunt exercițiile pentru piept.